Dacă în urmă cu 25 de ani ambasada Arabiei Saudite a fost închisă în urma întreruperii relațiilor diplomatice cu regimul condus de Saddam Hussein, aceasta și-a redeschis marți porțile la Bagdad. Un oficial al Ministerului Irakian de Externe precizează că personalul ambasadei saudite, în număr de 35 de persoane, a sosit marți la Bagdad. Mai mult, ambasadorul este așteptat joi pentru a asista la ceremonia oficială de deschidere a cancelariei. Există planuri de deschidere și a unui consulat în capitala autonomă a Kurdistanului irachian. În 1990, Arabia Saudită și-a închis ambasada în Irak în timpul invaziei trupelor lui Saddam Hussein în Kuwait.